După eșecul de miercuri seara de pe Național Arena în fața Stelei, Astra vrea revanșa pentru a rămâne în cărți în fruntea clasamentului. O nouă victorie în fața Astrei pe terenul de la Giurgiu ar însemna ca echipa din Ghencea să ia o opțiune serioasă în câștigarea campionatului. Pe de altă parte, jucătorii de la Astra vor să dovedească că înfrângerea din deplasare a fost doar un accident și că își pot juca cu succes șansa în fața steliștilor. Pentru meciul de mâine seară, intrarea pe stadion se face începând cu orele 16. Organizatorii au pus la vânzare bilete la prețul general de 100 de lei și se preconizează că ambele tribune vor fi pline. În plus, jandarmii au luat măsuri speciale pentru ca meciul să se desfășoare în ordine. Peste 200 de jandarmi vor asigura măsurile de ordine publică pe timpul partidei de fotbal dintre Astra Giurgiu și Steaua București. În sprijinul nostru la acest meci vor veni și 85 de jandarmi de la gruparea mobilă Craiova. Accesul suporterilor în incinta stadionului va fi permis începând cu ora 16:30, pe bază de bilete și invitații, și se va realiza prin locurile special amenajate din Alea Fabrica de Zahăr, strada John C. Hardy și Alea Plantelor. Recomandăm suporterilor care vor participa, vor fi prezenți la stadion, să aibă un comportament civilizat, să își încurajeze echipa într-un spirit de fair play, pentru ca la finalul meciului să nu se înregistreze incidente. Număr de 36 de suporteri steliști au interdicție pe o perioadă între 6 luni și 2 ani pe orice stadion din România, pentru contravenții sau infracțiuni săvârșite la meciurile de fotbal. Echipajele Inspectoratului Județean de Jandarmi vor fi prezente atât pe stadion, cât și în vecinătatea acestuia, pentru a preveni orice faptă ce poate contraveni bunei desfășurări a meciului sau ordinii publice. Meciul va începe de la ora 18:30 și va fi transmis pe DigiSport.